Program, cum ar veni. Prima filarmonică verde din România se află la Sibiu. Vorbim despre un iluminat complet ecologic, datorită căruia consumul electric al instituției a fost redus la jumătate. Și veți vedea că sunt multe alte elemente verzi în programul sau chiar în repertoriul filarmonicii sibiene. Acesta este un reflector vechi din cele care le-am înlocuit. Este un reflector care are un consum de energie de până la 1200 de W și care degajă și căldură. Toate acest tip de reflectoare le-am înlocuit cu reflectoare pe bază de LED, cu un consum semnificativ mai mic de energie, până în 100 de W. Becurile și neoanele filarmonicii din Sibiu au fost înlocuite cu LED-uri ce se dovedesc a fi nu doar mai performante, ci și mai ieftine pe termen lung. Consumul în scenă a scăzut cu 80%. Adică este gigantic. Factura pe vară, așadar consumul de curent pentru becuri, pentru iluminare, scăzuse deja la jumătate. Iar beneficiile nu se opresc aici. Ne ajută foarte mult, dată că lumina care nu ne mai încălzește instrumentele și atunci acordajul este mult mai bun, se pare că trebuie să avem o normă ca să nu să ne folosească și la ochi, să ajungem la pensie, ok. Investiția aparține Consiliului Județean Sibiu și se ridică la 90.000 de lei.